doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 108 din 22.05.2018 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Comunei Bârsănești în data de 29 mai 2018. Proiectul ordine de zi este următorul. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru autovehiculul special Dacia Logan, care face parte din parcul auto al primăriei Bârsănești. Punctul 2. Proiect de hotărâre pentru revocarea hotărârii Consiliului Local numărul 34 din 14.07.2017 pentru aprobarea scoaterii din circuitul agricol a suprafaței de 140 de metri pătrați din trupul de Islas Cavalioti pentru amenajarea unei platforme pentru depozitarea gunoiului de graș. Punctul 3 din vese. Articolul 2. Prevederile prezente dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de către Secretarul Comunei și vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare. Am înțeles că puneți al treilea punct rectificare pentru plata transportului la cadrele dacice din începând cu decembrie, pe luat februarie, martie, aprilie, mai s-o mai plătit. La sfârșitul lunii iunie facem o rectificare. După 31 iunie se face rectificarea la jumătatea anului. Nu putem până atunci. Deci nu se mai dă voie să facem decât numai din excedent. Deci avem un excedent, putem face rectificare între perioada ianuarie și iunie. Adică se face cum ar veni la jumătatea anului. Deci dacă facem rectificarea în iulie, o facem. Da. Să completați cu alegerea președintelui. Da. Completat? Da. Completarea ordinii de zi cu alegerea unui președinte pentru următoarele perioade. Și atunci înseamnă că așteptăm bani din altă parte. Dar acum a făcut mai trecut rectificări de la noi, pentru noi, de la noi. Da. Din excedent. Cine cu tine? Cheltuielile de transport, pe ce perioadă? Decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai. Și n-am zis iulie. Deci decembrie 2017, iunie 2018, da? Toată perioada asta. 6 luni. Ce? Ne-am uitat cine nu a fost președinte. Ah, bine. Ai fost? Toți vor fi. Se propune spre casarea autoturismului Suzuki Ignis Bacău 11 CMB, având durata normală de funcționare expirată. Articolul 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Comunei Bârsănești prin compartimentul financiar contabilitate, taxe și impozite, recuperare creanței. Articolul 4. Prezenta hotărârii va fi adusă la cunoștință publică prin afișare și se va comunica primarului și viceprimarul Comunei Bârsănești compartimentul financiar, contabilitate, taxe și impozite, recuperare creanței în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bârsănești și instituție prefectului județul Bacău în termenul prevăzut de lege. Deci eu vreau să ridic o problemă în sensul că
Noi am alocat și în urmă cu un an la toate autovehiculele aproximativ 200 de litri. Dacă acest autovehicul Bacău 11 CMB-ul ăsta, Suzuki, cum se marca Suzuki, se casează, ce face combustibilul care i-a fost alocat? Nu poate fi reportat acest autovehicul? Să nu mai suplimentăm din... Nu, dar luăm din buget. Luăm din buget. Nu ați înțeles. Iar asta cu sub noua titulatură, pentru că ăsta e automobilul cel nou, va avea sum din data de când a fost intrat. Da, asta pentru... Da, bine, haideți să zicem că este și așa. În al doilea rând am văzut că și microbuzele mai mult staționează aici. Ce facem cu combustibilul care este alocat și acesta? Dar nu, deci noi, asta, curtea de conturi, ne-a cerut să nu depășim cantitatea. Deci noi putem să nu consumăm nimic. Eu am înțeles, la nivel de un an de zile, dacă ne încadrăm în normele astea de 250 de litri lunar, consumul la un an de zile, nu este o problemă. Deși, din punctul meu de vedere, eu zic că nu ar fi ok. Ar trebui stabilită lunar. Dom'le, atâta este alocată cuota, apă trebuie consumată. Păi și dacă vreau să faci pe el cum o acum avem câteva mașini. Păi nu, dar dacă nu pentru fiecare. Avem câteva mașini și totuși, tu zic că ar fi, deci necesitatea rezolvării problemelor comune, ar astea ar putea fi rezolvată cu mașini care... Da, dar ce să facem acolo că fiecare? Dar să facem acolo, da. Deci dacă noi nu mișcăm, consumăm, nu cheltuim bani. Hai, întreba și banii la mână. Deci nu e nicio problemă, că banii până la urmă se cheltuie de la capitolul întreținerii la primării, odată ce nu se cheltuie pe motorină, îi cheltuie în altă parte, unde mai probleme. Că mașinile astea au fost de parcurs. Da, domnule, bine, să ține evidența la... Și au fost alocate niște sume la fiecare. Dar nu-i sumă, asta este o cum să vă spun eu, o cantitate pe care, de exemplu... Echipazată la o sumă de bani. Cantitatea maximă. Maximă admisă. Da. Deci care e și conform legii. Cam atât nu înțeles. Noi am adoptat hotărârea. Și acum un an de zile am adoptat o hotărâre la fiecare mașină. Dar sunt mașini care stau. Ce se întâmplă cu cota alocată? Păi nu luăm. Aia nu cheltuim bani. Și banii ce unde sunt? Banii sunt unde? Nu cheltuim. Că noi n-am pus o valoare. Da. Noi am pus o cantitate cam la care trebuie să ne ducem. Nu avem voie să depășim cantitatea aia. Dacă e nevoie. Dacă e nevoie. Diferențe de prețuri din ianuarie, decembrie, foarte mari. Există rectificări de buget, domnul Brână, pentru asta. Da. Există rectificări. Deci noi nu am făcut gata de la rectificare. Rectificarea de buget va veni și aici, în cazul în care nu se cheltuiesc banii. Normal că va fi... Să ducă să vă reportați. Ei sunt stabiliți pe niște capitole. Capitole și nu putem folosi banii de la un capitol la un capitol fără... După 30 luni, când putem face rectificarea, atunci se mai poate lua. De exemplu, avem un capitol la care se presupune n-am putut nimic face anul ăsta. Și sumă mare. Atunci putem lua de acolo și să ducem către unul care... Deci eu asta vreau să am discuție problema asta. Dar nu este deci să motorul combustibilii, să plătesc, nu știu exact numărul capitolului, dar acolo sunt mai multe. Da, e un capitol în bucetul. Și solidă, adică și stem, văzut. Și ei nu am luat bani. Nu se fie da, atât aveam destul. De aprobare a scoaterii din circuitul agricol a suprafeței de 140 metri pătrați din trupul de izlas cavalerotip pentru amenajarea unei platforme de depozitare gunoiului de graj. Articolul 1. Se aprobă revocarea hotărârii Consiliului Local numărul 34 din 14.07.2017 de aprobarea scoaterii din circuitul agricol a suprafeței de 140 metri pătrați din trupul de izlas cavalerotip pentru amenajarea unei platforme pentru depozitarea gunoiului de graj. Revocarea se impune motivat de faptul că platforma pentru depozitarea gunoiului de graj, edificată de Asociația Crescătorilor de Animale din Comuna Vârstănești, prin administratorul Oancea Maria, a fost realizată pe un alt amplasament
care nu face parte din izlazul comunal și, și deci nu se mai justifică scoaterea din circuitul agricol al suprafeței respective. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a comunei și va fi comunicată primarul comunei Bârsănești, compartimentul Camera Agricolă și de precum și instituție prefectului de sub Bacău și, și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Întrebare aici. Să acum nu cu un păi e pe tot Polanda, care e... Nu, nu, nu înțeles ce vreau domnul Bergescu. Noi care s-a adună și stace pe el. Acum. Ce de proprietate? Ce de proprietate? Acum este. Acum știm. Cu noi, cu noi, de la Cățenie. De la Cățenie. Nu, nu, asociații, ia, dar avem grijă de aceste consulturi. Dar, de exemplu, s-a adună cu noi. Pentru că eu îl urmăresc, care imediat nu am nimic acolo, dar știu că am voie să iei. Nu trebuie să mă duc și... Asta trebuie, pentru că să vorbească cu președintele asociației. Normal, nu era să... să... te depunea pe acolo. Așa. Să... maturiala, să... Am înțeles, facem granițe. Să facem granițe și cum nu se poate plătea pe izlaz. Da. Administrator, nu știu, George, îți corespund. Deci rămâne... Administrator, cine e administrator izlazul? Eu îl hotărăști. Dacă te înțelegi pe administrator, poți să-i înțelegi. Să stea o perioadă de acolo la... N-am încercat. Deci administratul dă biletele. Trebuie. Dar cine îi duce? Acolo îți duce pe săpărere? Da. Cine îi duce? Cetățenii. Nu au animale cu care îmi respectiv. Așa? Nu neam, așa ce e. Așa ce e. Bine, nu știu, că așa ce e... Dar acum poți să te duci, domn Georgescu, că e pe alt teren acum. Dar nu... Nu, e terenul... E ce-a scumpărat de la... Biserică, e la biserică. Păi nu, dar zic că... Nu, 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 ca să poată funcționa, așa-i ce? Am înțeles, am înțeles. Eu am întrebat dacă pot să mă duc și eu. Nu vorbesc, vorbesc cu tăți. Da. Vorbesc cu tăți. Dacă nu ai patron, ești sancționat de astea. Am înțeles, am înțeles. Dar aș consuma de prostel, de scumina noi. În ducea de loc cu Eni. Da, da. Da, da, da. Please, las. Lângă biserică. Așa. Trebuie să mă depostez acum. Și atunci omul când... Nu pot din... Cine a pus pământul ăla de acolo din Heiță? Nu știu, nu știu cine. Ar trebui să aducem și noi pentru stadion. Păi da, pentru stadion. Iară pentru stadion? Ce? Pentru că sunt la stadion, s-au dus să stau de toane acolo. Închidem punctul și după aceea trecem la diverse, pentru că așa s-a intrat pe diverse. Asta mai sunt discuții. Până la vot, cine este pe mult? Împotrivă? Abține? Diverse. Diverse și nu înainte de diverse, haideți totuși să faceți propunerea pentru... Da. Pentru președintele de ședință, pentru următoarele trei luni, ca să nu scăpăm din vedere. Pentru a vorbi de care a fost. Mai sunt și alte propuneri? Nu mai. Am vrut, dar dacă... Păi nu, că poate să fie așa o propunere. Așa poate să scrie orice o să propun și așa. Da, da. Da. Îl supunem la vot. Cine e pentru? Acum am pune să vă dau vot. Ei, că n-am bani. Ai timp în trei luni, președinte? Da, prea multe nu. Poate reușim să mai începem să mai aducem câteva mașini de balad, de sort, când așa s-a început pe Valea Poene să strice cât de cât și mai ok dacă le luăm din timp să nu... Am semnat contractul și urmează... Acum noi ne așteptăm să vedem ce răspunde de la ușa. Dacă se poate transporta, se transporte de la asta, unei zone de vulnerabile, unui pământ
să plecăm mai bolovănos prima oară și după aceea să punem din asta fie. Dar vedeți doar dacă e prima oară lucrurile acolo. Păi acolo, pe noi și prima oară de serice. Ar fi de la Tudora. Restul, asta dacă s-o tot întreținut, așa nu e așa mult. Până dacă câteva mașini ca să fie scurt, e uite. Drumul este bun datorită faptului că nu a fost apă. Și mai e o chestie. Sunul ăsta se plimbă, nu știu dacă ați observat. Și la care acolo e aceeași poveste. Că plouă, se fac niște găuri. Și după aia, când se usucă, începe să se plimbe și să-mi plouă găuri. Iar genitiu. Iar genitiu. Da. Ai un mai zăbat. Nu, eu nu. Nu, nu s-a putut face la loc, că nu s-a întâmplat. Da, efectiv. Din păcate, da. Am vrea totuși să facem un teren de hambă, ceva acolo. Nu s-a întâmplat. Deci ei au, ca să poți să obții o finanțare, stau niște standarde. Deci cât e? 20-22. Și de la, de la Valon până la Gali, în siguranță, nu știu cât era. 2 mese mai întâi, 2 mese. 2 mese. Înseamnă că nicată mai la Gali. A luat terenul are. Nu, dar le-a luat în jur. Da, o e acolo, o parte și cală. Păi și câtă ține și până. Problema e unde, ca să facem un teren de ăsta, este bine. Renea un miliard. Un miliard și un pic. Deci terenul de la școală a costat un miliard 400 și ceva. Bun, dar... Dar e bine, să nu mai poți să spunem că nu punem beton pe jos și punem... Eu știu ce lasă, știu ce lasă. Eu am fost o dată, am fost. Și
Selectiv. Da, selectiv. De doamne, ca să știi oameni. Eu
Eu până trebuie să pun etichetă, nu știu dacă găsesc o marcă, o să scrii... Eu m-am spus, mâine o să mă duc la ecotec, dacă mi-l faci într-o zi, după aia spre eu cumpăr de la magazin și imediat am cumpărat. Oricum mai așteptăm. Mai pot fi afișate și pliante în locurile exact. De afișaj public cu ce reprezintă fiecare culoare. Se poate face și de aici, din partea primării, da, niște afișaje pe panourile publicitare, ăsta de afișaj public. Da. Se poate scrie roșu pentru aia, galben pentru aia, așa mai parte. Da. O să fie foarte bine. Ei, va trebui mult timp. La Brătiești, acolo o stație de autobus, o leacă în balare, sau luat de acolo și tirul să o leacă un pic, mai ne luptăm de 2 ani de zile. Ei azi au venit cu el, normal trebuia să-i pe săptămâna, dar s-au declarat. Și au venit de săptămâna asta. Acum mai avem, avem de amenajat în stații la albele acolo, pe terenul, că ele vor sta, chiar nu a fost vechea stație. Trebuie să întreb. Bine, noi trebuie să facem platforme. De asta am zis că după 1 iulie, când face rectificarea, să vedem de unde o să strângem vreo 2 bănuți, să facem platformele betonate. Cu țară, că e așa cer. Dar nu e. Așa e și în portul. Ați citit contractul ăla cu Romprescu. Deci spune destul de clar. Spre respectiv trebuie să ai platformă și țară. Merg pe o șirie, vă zic, domnule, și nici noi n-am și văzut cum o să le punem, nu e nicio problemă. Până la sfârșit, am zis că e bătut. Da. Da. Trebuie avut grijă pe domnul vice că acolo unde sunt în proximitatea drumului trebuie să nu se obstrucționeze circulația, știți? De asta am încercat trebuie să ne gândim foarte bine unde le amplasăm. Așa, dacă ați observat că am căutat locuri să... Sincer să vă spun acolo, pe care nu prea stă bine acolo în zona unde stau eu pe acolo. Deci nu prea să stă. Dar e scurgere. Un ăla mai mare acolo. Chiar e puțin, dar știți cum trebuie, trebuie un spațiu cât de cât mai lărgit pentru platforma asta care spuneți noastră. Dar platforma o să fie de 3 metri jumate? Dar nu putem, mă, știți cum, pe urmă restricționăm circulația rutieră. Da, ele au un metru și un pic, lungimea și înălțimea. Vă spun același lucru pentru că observ, navetând spre Târgu Ocna mereu, este chiar acolo, unde zicem noi, punctul Balcan. Este o curbă așa mai cu vizibilitate redusă. E pus tot așa un grilaj de ăsta pentru gunoi selectiv. Numai dacă iarna nu ești atent, intră în el 100%. Da. Deci, dar iar aici am mai avantajul unde am pus acolo dumneavoastră, că e partea de sus. E terenul, să zicem, da. Așa e vizibilitatea da. Asta, dar totuși trebuie cât de cât în afara drumului. Dar eu mă gândesc că nici nu cred că ne permite ăsta, administratorul drumului, să construim în proximitatea drumului. Nici nu cred că ne permite. Trebuie să păstrăm limita de siguranță. Oricum noi o să le cerem pe DG, tot DG o să le cerem o... Vă dați seama că trebuie să existe chestiile astea, că nu ne aprobă. Bine, că ele nu vor fi prinse pur și simplu băgate în pământ. Ele fiu o platformă turnată, aia oricând sunt poate demontate acolo. Adică să ia placa aia și pur și simplu gata. Da, deci nu e ceva fix care, știu eu, să necesite eforturi mari pentru... Da, o să vedem, dar eu zic că depinde și de drum. Care e lățimea drumului, care este zona de siguranță, e acostamentul, nici altă mai clar. Acolo este loc, că dacă de la drum... Este, dar să nu crezi pericole de asta, vă zic, să nu crezi pericole. Nu, dar nu trebuie să le facem la vreți curași, dar îmi spune că oricum ei sunt bune. Trebuie să le spun. Mai bine asta, mai sus, în corp mai lat. Acolo este spațiu și mai larg. În care? E fântâna, mai sus, acolo e o fântână, într-o curbă acolo. Mai sus un pic de unde ne-ați spus. Un spațiu și mai larg. Dar stați ei, noi ne-am dat pe harta lor. Îmi dat niște puncte. Ei au pus în punctele noi acum o să le dăm exact... Trebuie să căutăm spații cât mai deschise, mai largi. Da. De exemplu, la drumul de la Holbea, mi le-a pus mai sus un pic de drumul care. Dar el locul ăla, chiar înainte de a ajunge pe drumul de la Holbea, e fain tare. Și vin și ăștia coboară de la Holbea la Holbea. Comisia de la Nemașuri ar trebui să ne facem datorie pe vreme la aprilie de azi. Chiar vorbeam cu Goane, că ar trebui, da. Da, da. Acum, da, până în 10 iunie, poate reușim să ne... Face și un gătă. Să ne... Să ne... Păi, noi încheiem la dătă și bunici la magazin, noi facem gătă. Nu, dar mergem în poemii. Dar eu am dat și la Borbani, cum adică? Bun. Da, e lucrul ăsta. Vorbim la munchii, la munchii. Da. Altceva? Deci, eu vorbesc la munchii.
dezastru. Vă dau un exemplu acum, sigur. De praia a fost luată cu doamna Mancea în fața primăriei, ca cum n-ar fost nimic. Ce-a făcut? A luat una, i-a spus, doamnă, nouă, cât s-o arat cu ori, cât s-o arat cu ori, eu de ani de zile discut în ședință, hai să vorbim izlazul. Dar tot l-am înțeles ce-a făcut în omul ăsta. A acertat pe doamna Mancea. Deci mai codificare. Când e așa, când e oră, nu-i corect. Acum să vorbim ce se șurătărește. Și am avut 4 ani zile când spuneam o scânteie. Domnul primar, hai să facem. Domnul primar, hai să facem. Măcar ăsta de aici de la Bărțărești. Aici e bârfa cea mai mare. Restul din lații nu prea nu, restul, dar la Bărțărești, cea mai mare bârfă. Acum o pune pe domnul Oange cu tăiet. Acolo este în terenul la opost. Da. I-au intrat. El nu s-a fi supărat că a intrat și a curățat. Au unii zilele. Pe teren bun. Vedeți? Dacă era acolo, era bun, nu intra. Nici doamnă, voi, aici e terenul meu, aici e fac. Ai început la Brătești, am început cu bornare. Da? Ne-am oprit. Bun. Și o altă problemă. Eu nu am nimic am făcut. Dați și eu, mă trebuie să mă duc la Bacău, eu personal la Bacău, cu drumul ăsta, cu indicatorul. Eu personal mă duc la Bacău și îi pun cererea pe masă și îi spun îi povestesc ce se întâmplă. Și dacă ei nu le contezi, dacă se întâmplă cu o cerere în oră, cine îi vărsărești, îi dau pe Facebook exact ce le-am scris eu. O să poate să nu pună ei un indicator? Nu, nu județenie. Nu județenie. Nu județenie. Undeva, nu-ți explic așa mare de sățare. E strada... E față de jandarmerie. Nu, e față de jandarmerie. Nu. Acolo e rău. Nu, nu. Vă-ți explic eu, dar trebuie să arată dacă pe hartă unde e. Poate nu fie de problemă, e în modul personal cu hârtie scrisă pe mine. Nu știu, atunci intervistat de rău. Chiar trei mii de data ei, drumul județean. Eu cunosc drumul județean. Deci nu știi unde are marcica cu Cristian în farmacie? Da. Ai exact de acolo, da? Da, mai mergi un pic în față, faci stânga. Așa? Aia dreapta. Acolo fi birou. Dar celălalt e totul aici. Era cu felice. Acolo e direcție. Direcția de drumul județean. Acolo a fost, am putut anul de ecologie. Drumul ăsta care este trecut prin Cățăneri, nu există. Toate GPS-urile astea le bagă pe toată lumea. Eu personal și cu cei care suntem șoferi de Bărțănești, știm drumul. Ne mai ducem, mai din margini, mai ferim. Dar ăștia care nu știi, exact ca amicatul, până în îngătire. Trebuie să ori te duci într-o parte, ori... Nu, asta nu acolo, nu poți la ce. E catastrofă. Mă ales la Brățești și-a întâmplat accidentul ăla cu omul ăla care a intrat în tuba aia. Ăla dacă de avea indicator curbii foarte periculoase, păi n-ar vrut să ducea cu tine. Nu, 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 bine că nu a fost din eu, nu a fost nimic, dar oricum. Eu am dat. Dar noi la Ardea avem indicatoare, că le dat GPS-ul, le dat eronat de la Lebesc și s-o trezut la Republica Moldova și se ia. Da? Vă faceți bine sunea. Doamne, bine. Dacă tot cu problema cu drumului, cu băieții ăștia pe asfalt, aici la Ciușmia, la Ghițolată, aici la rămâni porțiunea din 10 metri. Măcar să pun un strat. Deci pună numai un strat, să nu mai pun a doilea strat, să rămână porțiunea asta, că nu circulă mașini, nu circulă căruța. Deci acolo... Știu. Da. Rămâne exact ca... Da. Deci la Cișinea, la Vițola, rămân 10 metri, cum rămân? Neasfaltat. La Zinovica, ăsta, așa. Și rămâne exact asta. Să nu pună două straturi. Pună un strat. Cum vă pus la care acolo vouă? Unde? Eu mă primul drum am pus. Dar acolo circulă numai ăsta, de păcat. Să rămână, nu știu. Nu, nu, nu. Noi împreună așa cu domnul proiectat acolo și cu domnul diriginte. Păi domnul diriginte, domnul primar, și mie mi-o să schimb, am spus cu Olițe și când era domnul Florentin primar, așa cum a fost în primar atunci, și am zis, domnul ăsta dirigent, și era și proiectant și toți de la asta. Și am spus, fă-te domnul cu biscuit pe aici, până ăsta, că tot apa aia vine de la deal, nu vine alta. Da, gata, facem cu biscuit. Când m-am trezit, tot aia, văd. Dirigentul e execută și a fost proiectant.
Dar era și proiectantul de față, era toți. Da, da, se poate. Ce că se poate, bă, proiectantul de obiectivului. Și drumul că sunt grubandul de sistem. Florinești, Florinești, ce facem acolo? Când se termină lucrarea, punem să-i suni, bă, și nu mai e problemă. Pe o parte sunt, pe o parte, pe o parte aia mai să coboare. Păi urcă pe acolo și coboară pe partea aia. Nu are ce face. Trebuie reglementată cumva ce face. Dar nu înțelegi, degeaba. Bine, nu înțeleg, poate este poate la așa, poate la așa. Vin cu căruța de fân și vin, eu cu căruța de fân, el stă acolo, nu? El coboară prin ușor să vină în roate. Deci, prin ce vorba? Deci, chestia, cei care au atelaje, probabil nu se respectă, dar practic, poate cumpătorii auto se respectă. Acolo n-ai, dacă s-au întâlnit două căruța de fân, da, sunt terminat. Nu se va vedea în viață. Deci atât pot să-ți răspund la asta. Ce e în afara proiectului, nu se va respecta. Dar nici nu s-o respectă. S-o respectă. Da, ok, cu acela. Da. S-au făcut avioanele celea, ăsta nou, rigolele celea, multi s-au făcut, nu știu, s-au cheltuit niște bani, când chiar vorbeam cu șeful de la ăștia, când era neavenul ăla, așa, deci s-au făcut de aia. S-au făcut care practic nu circulă apatia. Nu contează, dacă așa ce e vorba tine, dar și-o făcut. Deci ei spun că în următor, totul ce este în afară de zi, poate să fie șanse că vine apa să nu vină. Poate să vină o dată la 100 de ani. Da. Acum ce-i făcut, e bun făcut? Păi, dar acolo, băi, nu pui două straturi, tot ăla. Băi, pui numai un strat și la revedere. Deci, și acolo ce nu putem să stabilim. Da, da, înțeles. Dar e un râd. S-au bătut cu pumnii în cap, Moise.
Păi sunt tehnică, cum de tehnică? Păi tarul nu pune și scoate în pământ tot, da. Și fac din nou. Și îl pune, desparte și, îi face și expertiză. Sigur că da. Da. De, la fără de cine n-are cum. Să vă spun, ca să vedeți, să vă vină, deci, au făcut chestoanele de la, chestoanele se cheamă captoarele de apă, așa. Care de sus, care prima dată în ele se adună apa și după ele pleacă pe canalizare. Drenaj. E drenajul. Așa. Ei, când au dat cu furtunul de nivel, era diferență de vreo 3 cm. Față de drum. Nu față de drum. Față de proiect. Față. Deci cu 3 cm, chestorul mai sus. Gata. Turnăm. Capacele. O venit dirigentele de șantier, nu se dă cu furtunul de nivel. Bine, aduceți topometrist. Toate de măsuri. Și care știți că le-a dat 70 cm. La topometru. Și i-au pus, le-au dat la urmă. Da. Trebuia ei să pregătiți, să-ți comandați mașina ce mi-a comandat să tot. Nu mai aduceți nimic. Să tot și le ducem exact la nivel. Deci dirigentul este finit. Am avut rog. Deci este un dirigent foarte exige. Dar nu ne referim numai la faptul că respectă proiectul. Cunoaște și meserii. Acolo, în primul poienii, cum o rămas? Da, deci doar e nici. Unde? Eu sunt dirigent, că am vorbit cu el, nu spăloa niște probe, că acolo e pe un moar. Da. Acolo s-ar putea. Asta tot spun de neoficial, dar ce am intrat cu lui. Dacă până, el a văzut că are 80, aproape 60-70 cm între asfalt și rupturi. Dacă nu se dărâmă, au fericirea aceștia de la Transcarpate, nu se dărâmă, până se face procesul verbal, va veni cu totul al nostru. Dacă se dărâmă, la revedere. Îl dărâmă nu. Normal, păi dacă atunci întreținerea trebuie să o facă administrator.
Nu consiliul local, dacă ne luăm după cum scrie în acte. De aceea trebuie luat preluat urgent la noi. Nu există că și pe noi nu interesează. Nu normal. Pe noi nu interesează. Direcția silvică. Foarte interesat. Dar trebuie să ne cadastrată. Da, de asta zic că responsabilitatea și de pe administrator, așa spune. Orice drum, el are responsabilitatea. Întrebați-o domnul Pe. Fiecare are actele lor. Noi avem acte pe inventar domeniul public, noi suntem parte din administrație, prefectură, și au exploatările. Au actele lor, noi actele noastre. Se suprapun sau? Fiecare zice ce vrea. Totuși, pe hartă de asta vă zic, apare drumul comunal 154, da, care cu pornire de la Bârsănești. Și nu-i drum public, nu-i inventar domeniul public și nu-i drum public, da? Păi atunci ce e fără schier? Păi da, dar problema e de care nu se face nimic. Dacă e la administrare, și ei au un act în plus față de noi, noi trebuie să facem nimic. Nu facem ceva. Adică ei au de la sede. Au de la capul satului la deal. Nu în satul. Legislația rutieră se aplică pe drumurile publice, nu pe drumurile forestiere. Iar este chestia și aici. 154. Nu, 154 este un glodosul. Da. Fiindcă votat cu comuna Vides, da. Iar DC-154A este de intersecția cu DC-154 spre Parcuna cu Tomasena. Spre Poiana. Nu, ne pușcăm o barieră la așa, nu uităm voi să intrăm mult, la revedere. Să vedeți cum v-ați venit la primărie și să zice, domnule, deschideți barieră. Da, voi să așteptăm să vedem ce este răspunsul. Domnul vedeți că în ultima perioadă clima s-a cam schimbat. Și la, cred că la 36 grade. Sunt foarte multe reclamații privind apa. Nu știu dacă le-ați primit. Vă spun eu. De la intrare în sat în Brătești, de aici de jos, toată zona lui, toată lumea se plânge de apă. Duc animalele tocmai la fântână jos. Deja foarte mulți dintre ei nu mai au apă. Ca să nu mai vorbim de glodos. Și au început și fântânele pe zona Bursănești seci. Nu cunosc situația. Deci, ce cunosc, spun. Ce nu știu. Foarte multă lume din zona Brădești se plânge. Foarte multe lume din zona Glodosă se plânge. Acum au început și zona de la Bârsănești la Vale. Haideți să vedem un pic ce fac așa cu Adică. Haideți să vedem un pic ce putem face la Brădești. Haideți în zonele de probleme, să vedem ce se poate face. Nu-i de râs. Vor veni câteva luni de vară acum, foarte greu. S-a anunțat cea mai secetoasă sau cea mai călduroasă vară, s-a anunțat. Nu interes. Trebuie luat problema la serios. Eu știu că... Da, haideți, să facem cu toții. Păi nu, ne gândim la niște soluții. Nu deci știu cu adică nu putem mări pas. Deci să mergem în ritmul în care se merge. Asta e situația. Suntem plini și acolo. Deci și pe Bârsănești, asta e situația. Pe partea Brăteștiului, da. Problema e cum? Nu știu, trebuie... Ne gândim, găsiți niște soluții. Vă duc la ei, unde se poate săpa un puț. Și nu e o soluție să mă nu. Dar nu e ce soluție. Să ne rugăm tot timpul și rămânem publicat. Și cât ați furi? Foarte mult. Dar nu fac în trei. Bă, omule, oamenii strâng și nu ies să poți să-i umflu omori. Le-a zis, bă, vă cumpăr eu furtuni, vă dau și eu un loc. Hai nu, fiecare. Este o problemă, domn Georgescu. Toate sursele de apă, sau să zic, izvoarele, multe se găsesc în proprietăți private. Nu știu dacă se poate... Acolo nu, că acolo e casa de apă făcută a fost urgeație. La Brătești nu avem sursă de apă pe domeniul public, nu prea avem. Da. De unde tragem apă? Mă duc la matare în grădină cu apă? Nu poți să te duci cu omul, te ia la... Întrebări. De unde s-a duce apă? Nu, eu am dat... Noi avem HLST-ul ăla, cum se spune, lacul ăla, cu un pic de apă. Ăla este pe teren privat. Nu poți să intervii acolo, pentru că... Acolo nu a niciune. S-o bătut și... Acolo este teren privat. Acolo este teren privat. Acolo sunt oameni care nu se zice... Este proprietate privată. Se stă pe chestia asta. Să tragem măcar să nu intrați. Da, acolo este proprietate privată. Nu vrea, nu vrea. Nu se poate interveni. Și oamenii care se pot înțelege cu ei. Sunt proprietari acolo, înțelegeți? Sunt proprietari și acolo nu se poate interveni.
singura problemă ca să alimentezi, să zicem așa, se duce pe izlaz în sus. Dar nu să știi dacă ai și acolo un izvor atât de puternic, încât să asigure apă, pe o, adică la mai multe de la Osoi, sigur este dacă trebuie să fii specialist, să poate... Florine, o să intru în posesia la harta cu apa din zona noastră. E o are de mediu, o zis că este în arhivă, am vorbit cu el. Începând de la Hanul Catalea, de cum este făcut, hanul ăla de sus, da. Până la limita hotarului Gudofteanu, până la limita cu Pârgăreștiul, și partea asta aproape de Bersunți, nu există izvor de capacitate. Toate apele de suprafață. Deci, apele de suprafață. Sub noi există un strat de... Ați văzut-o și câta zlău. Un strat, nu să știi cât și grosime are. Marnă. Marnă de aia vânătă. Da. Care nu permite apa să vină de... Adică să poți fura să găsești apă din subsol. Da. Ăștia care de cu Adipocu au găsit o altă soluție. Deci nu cu fără. Fântânile care le vor face fântâni, puțurile care le vor face jos la Dazlău, vor fi puțuri până la 10 metri adâncimi, dar cu capacități foarte, adică diametrele foarte mari. La mine au făcut la ocul de 50 de metri adâncimi. Și nu au găsit nimic. Nu au găsit la 50 de metri. Sunt nivelul mutat. Păi el trebuie la nivelul găsit, că ai văzut că are puțuri cu suprafață. Da, s-a făcut, dar e treabă de vreo 5 ani. Și cât are? Ce diametre are secundă? Asta nu mai știu. Evidență. Aici e problema. Găsești, dacă îți găsești, îți convine să bagi o pompă la 200 metri adâncime și să o oprești de jumătate de oră pentru fără apă? Cum e Helegiu? E o problemă, într-adevăr, cum ridica și... Helegiu, când au făcut studiul, ieșea undeva la 90 litri pe secundă. Pe fiecare puț. Dar ce se întâmplă? O a fost acolo o pânză mai mare și s-a terminat. Acum undeva la 3-4 litri pe secundă. Deci schimbă pompele ca pe șosete. Că le ajung fără apă. Deci singura soluție la noi ar fi să se apucă și dacă nu știu cum, să se apucă de la Valea Muzului sau nu știu. În ce stadiu mai sunt proiectările? S-au încreditat proiectările la podurile care au venit și le-au văzut, la altele? Adică se lucrează la proiect sau e un contract? Nu știu dacă au ajuns să vă facă de care de două. Dar există contract cu proiectant? Da. Da? Da. Da, asta mă zic. Deci orică cronica de două și de acumulează să facă toate nemestrele. Dar prima oară zâmbicările ca să vadă exact volumetria de apă, demnitudinea de apă, dar e grămadă. Hidrologia asta a urmă, cum se cheamă. Dar știi ce dimensiuni dă? Cu galul mai e ceva de făcut. Se lucrează la proiectul cu Căminul Centru pentru Mineret la școala de la Dragoi. Dar se punea problema la comun. Punea problema la comunii din zona Galului și așa, din Valea Trotșu, pentru aducțiune de apă cu Galului. Și... Problema a fost următoarea. Deci, după părerea mea, s-au greșit. Sau a aruncat toți, hai să luăm să prindem ceva, unul e excavator, unul știe, unul știe. Deci acolo trebuia să mai aștepte câțiva ani, să strângă o sumă mai mare și să facă un proiect de anvergură, cum ar fi aducțiuni de apă și canalizare. Dar noi ne-am ales cu un excavator, altul s-a mai ales cu nu știu ce, am mai primit câțiva proiecte ale unor private, dar cred că trebuia să mai aștepte câțiva ani și să nu se năpustească tot, să prindă ceva, să prindă ceva și ei. Și se făcea un proiect de avergură benefic pentru comunitate mare. Asta e părerea mea. Deci, de multe ori așa să mai întâmplă și la sindicat. Hai să vizua femei, să vă dăm de ciocolată. Deci ei sunt bani care strânși și acolo cu un scop, să se meargă în instanță, să... Se câștigă și niște drepturi. Galul, normal, normal, sursa banilor este afilul. Deci galul este numai un, cum să vă spun eu, o piesă de legătură între persoane private, persoane cu, adică persoană fizică, juridică, primării, între noi și afilul. Pur și simplu ei ce face? Ei ne prezintă programele și tot. Iar restul se face. Ți-a angajat consultant și fondurile rătind la fir.
Deci GAL nu dă ei bani, nu dă. Bine, ei ce se întâmplă? Ei umblă pentru a aduce programele astea. Atât fac. Deci, la început, așa s-o... Niciun rău, de cauza că sumele sunt mici, sunt până 70-80.000 de euro. Proiecțiile. De asta, ca să poată să le acceseze și persoanele fizice. Deci, fiind, dar poate să acceseze și persoanele fizice. Până a fost să nouă cineva, până în 2022, nu vedem așa ca la proiect. Ce-a spus? A, nu? Proiectul cu apă? Până în 2022, proiectul a fost adoptat în 2010, mai, se duce până în 2040. Da. Da. Eu am zis 2020. 2020 se racordează satul Bârsănești, da, până în 2020. Din 2020 până în 2040, restul comunei, dacă se poate. Da. Ai înțeles? Cam așa vine. Și care acolo în 2040? Nu, nu. Până atunci nu trebuie să se racordeze situații. Bine, atunci nu vedeți în astea. E bine să se racordeze până în 2020. Dacă vince să se racordează... Ar trebui să se racordeze toți, la sigur. Poți ar trebui să se racordeze. Trebuie să se racordeze. Trebuie să se racordeze. Aici e o mică rugătură din cauza că trebuie să vină în administrare sau o județe. Trebuie să vedem, nu știu cum. N-am ajuns la o... E prăjmuie la dispreță privată, tot așa. Dar nu numai că e prăjmuie, problema e că cred că trebuie să trebuiască la cineva. Că n-am ajuns la... Să văd, trebuie să ne vredească un protocol, să facem cadastru.